Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Good Game Empire, unde vom face o nouă misiune regală care durează doar 8 zile de această dată, care constă în 4 misiuni, prima fiind cu recrutatul de atac și de defensivă cu un minim de atac și de apărare, a doua misiune cu glorie, cu prădat și cu recrutat de atac, a treia misiune cu Berimond plus insulele furtunii, și a patra misiune este Berimond plus vindecarea unităților, deci destul de simplu. Astea se leagă unele de altele, din câte știu ar trebui să ataci ceva mai multe turnuri de pază ca să faci cele 80.000 de puncte. În funcție de cum ataci, cu booster, fără booster, dar dacă ataci așa la sec, undeva la 180 de atacuri, acum depinde și când le dai, dacă le dai în prima zi iei undeva la 300-400 de bravură pe atac, dar când ajungi prin ultimele zile iei deja 500 și ceva. Deci acolo este mai ok. La 4 misiunea e foarte posibil să bag și niște cufere sau unelte care dau o bravură în plus, pentru că e mai greu să faci în 2 zile 96.000 când nu ai prea mult timp. Dar per total este ok, răsplățile sunt ceva mai slăbuțe, evident pentru că sunt și mai ușoare, dar sunt oarecum avantajoase pentru mine pentru că totuși un articol de stocare care oferă plus 30.000 spațiu și unul care oferă plus 20.000, deci o să am două castele unde pot stoca 101.000. respectiv 111.000 de hrană, ceea ce e un avantaj destul de mare când joci cu minusuri. Acum eu mi-am propus să nu mai joc cu minusuri alea enorme niciodată, pentru că de fiecare dată dezertează și stai 6-7 zile cu ei și a 8-a zi dezertează când ai nevoie și îți strici tot planul, mai ales că trebuie să stai mereu atent și pierzi o groază de timp cu chestia asta. Deci mi-am propus să joc cu minusuri mai slăbuțe. Decorativa, care probabil o să o pun pe pisc sau pe un avampost, cred că mai degrabă pe un avampost. Și o piatră de curte pentru castelan de level 10. Mi-am propus și o chestie cu insulele, cam 2 sau 3 săptămâni să fac și misiunea cu insule. Deci momentan sunt la misiunea cu 30, am 24 din 30 și am niște atacuri pe drum. Deci am cucerite 4 insule, momentan au intrat primele atacuri care au fost mai aproape și astea sunt atacuri, nu știu, până în 50 de câmpuri. Și mi-am făcut un fel de ciclu, dimineața pe la 2-3 iarăși dau pe o tură de insule și după seara, deci de 3 ori pe zi dau pe insule. Și tot timpul dau dimineața, mi se întorc pe la 12, după iarăși dau pe la 2, mi se întorc pe la 6-7 seara, mă rog, depinde la ce distanță le-am trimis atacurile. Și după dau seara înainte de culcare și când mă trezesc chiar așa am soldații în castel și plus ce se mai recrutează și, mă rog, acum am mai trimis de pe nisip, dar în mare parte este ok. Trebuie să am grijă aici că mai am pentru 21 de minute, am minus 16.000 de rană acum pe insule. Deci am aici o groază de resurse, nu știu, cred că o să aștept până la sfârșitul lunii să fac peste 1 milion și să le bag pe toate în alianță. Vreau să văd cum o să arate acolo. Bine, practic donând 2 milioane o să arate cam 4 și ceva din câte țin minte. Și practic la 160.000 de resurse donate îți arată 421.000. De fapt la 162.000 de resurse îți arată 421 dacă nu mă înșel. Deci adesea arată destul de mult. Oricum o să fac chestia asta, o să trec de 1 milion cu ambele și le donez și fac și un print să-l țin acolo amintire. Bun, cam asta am vrut să zic pentru început. Acum o să dăm niște atacuri pe străini, o să dăm și la Berimond, o să vedem și acolo cum stăm cu topurile, cu decorativele și revin după aceea, n-are rost să mai explicăm pentru că practic doar recrutezi, nu e nimic complicat. Îmi place că se dau destul de multe terori, ceea ce înseamnă că o să adun destul de multe pe parcurs. Deja am un full de terori aproape, deci dacă mai țin așa o lună, deja fac a doilea full. Păcat că nu prea mai am ce să îl folosesc, adică am dat atacuri pe no limit, dar nu prea mai au defensiv, adică sunt puțini jucători și na, e mai nașpa. Bun, fraților, am terminat și cu a doua misiune. A fost relativ ușoară, a trebuit doar să dau mai multe atacuri. Am prins 3 străini cu 1000 și ceva, unde am băgat full standarde. Rest am mai dat vreo 2 sau 3 atacuri cu full steaguri de 1% pe străini de ăștia cu 1000, cu 800, ca să se renteze. Am făcut rost și de niște onoare, am ajuns pe la 1600. Am băgat și blazonul de glorie de 14%, am mai băgat la muzeu 50% glorie. Stai să ne uităm aici. Așa, deci am băgat aici 50% glorie să fie mai ok. Și cam astea sunt rapoartele de la mai salvat. Bine, am dat mai multe atacuri, am luat gen între 5.000 și 9.000 de glorie la fiecare atac, când a fost activată gloria în alianță. Deci a fost ok, a trebuit doar să dau atacuri, nu a fost nimic complicat. Uite, aici am luat 183.000, 139.000, am luat 9.500, 3.400, 4.300, da, aici au fost atacuri unde a fost activată gloria. Uite, azi dimineața, de exemplu, nu a mai fost activată, dar aseară a fost activată gloria și am luat destul de bine la fiecare atac. Adică, mă rog, dacă aș fi avut undeva la 2.000-3.000 onoare, luam undeva la 10.000 pe atac, dacă mai băgam și un steguleț acolo micuț. Dar e ok, adică a fost bine și acum cel mai mare troll ever, fix după ce am terminat misiunea, deci uitați, Gina a făcut fix 900.000, mă rog, nu chiar fix 900.000, dar o diferență de 102 glorie. Deci am terminat misiunea cu ultimul atac așa rotunjit, să zic. Și am zis să nu mai dau încă 3 spionaj la ultimele 3 castele care s-au resetat și pam, unul cu 2700. Bine că mi l-a dat acum la sfârșit, nu mi l-a putut da și ieri, dar cred că o să dau pe el. Adică dacă dau pe ăsta, fac undeva la 300.000 glorie, asta înseamnă că ajung pe la 1.200.000 și la 1.200.000 aș intra în top 100 și sincer n-am piatra asta de 2 ori, deja aș putea să mă bag să fac a doua curbiță. Și aș putea să iau și decorativa asta de la 2 milioane. Dar acum vine turnirul pe data de 28, adică peste 3 zile. Deci practic ultima zi din străini rămâne pentru turnir, cum era și înainte, cum ne-am obișnuit. Și voi da acum atacul acesta, da? Să fac cele 300.000 de puncte de glorie. Voi recruta vreo 2 zile sau 3 de fapt, voi recruta doar atac pe tot contul. Și probabil o să mă bag în ultima zi la top 100, că totuși într-o zi poți face lejer 1.000.000 de glorie, dacă te bagi mai tare. Deci aș putea să încerc chestia asta. Bine, o să dau și în timpul zilelor astea care mai sunt până la turnir, dar o să dau doar atacuri de curățare, da? După hrană, după resurse. Bine, după hrană nu prea trebuie să dau, că am plusuri foarte mari acum pe tot contul, deci este ok. Berimondul mai ține încă 3,9 zile. Deci o să se împartă astea 2 misiuni în câte 2 zile, presupun eu. Și o să mai rămână o zi în care poți să cumperi restul misiunilor cu rubine în caz că nu le-ai terminat. Deci probabil astea 2 misiuni se împart în câte 50.000 de rubine, deci, pardon, în câte 100.000 de rubine. Deci da. Cam atât am avut de zis, o să trecem la misiunea cu Berimond. Mi-am făcut deja full soldați, aștept să vină ora 1, este ora 12 aproape. Am făcut aici 1100 de soldați, mă rog, din ăștia recrutați de pe Berimond, plus trimiși câțiva de pe nisip. Și o să mă pun să dau tare. Numai bine o să mai iau încă 2 decorative, da, de la 100.000 și de la 160.000 dacă nu mă înșel. Dar sunt prea multe premii până acolo și e mai greu. Așa, deci am avut acolo 100.000 și la 160.000. Deci încă 2 decorative pentru Hades. Nu mă interesează top 50 pentru că am deja gheara asta de fier. În schimb, nu știu, o piatră de level 9 și asta pentru pâine ar merge, să zic așa. Am uitat să prezint episodul trecut chestiile luate la Berimond. Deci e piatra asta, da? Piatra asta, acest artefact și platoșa de la noul castelan. Mă rog, am 3 piese, încă 2 ture de berry și o să le iau și pe următoarele să fie ok, zic eu. Bun, fraților, am început și a 3-a misiune, mai am puțin de dat pe Berimond și de luat ceva acvamarine. La Berimond mă descurc destul de ok, am timp până diseară o să termin. Problema este la insule pentru că nu s-au resetat forturile și normal ar cam fi trebuit să se reseteze, dar văd că nu s-au resetat, adică sunt tot așa de level 30, 40, 50, până în 60 și mai găsești foarte, dar foarte rar, unul de 80 și câte unul de 70. Deci, nu știu, să fie destul de nașpa dacă nu se resetează până diseară. Dacă nu, voi fi nevoit să dau un fortul de 60, asta e. Dar totuși 110.000 de aqua e destul de mult pentru a lua doar din fortul de 60. Nu știu dacă iau 10.000 dintr-un fort de genul. N-am nici titlul de la Berimond de top 100 ca să mai primesc încă 70% jafuri. Dar, na, rămâne de văzut. Am reușit să completez și misiunea cu insulele, cu cele 100 de insule. Acum mai am ultima misiune care constă în 250 de insule, mai sunt doar 2 zile din insulele furtunii, deci nu are rost să mă apuc de ele, plus că au început să ia și alți jucători, adică 3 sau 4 zile am terminat cam toate misiunile astea cu insule când m-am apucat, până la level 9 și level 10 la săptămâna viitoare o să intru după câteva zile pe insule și o să intru într-o zonă unde să fie slab populată de jucători activi și o să iau atunci, am vreo 3 zile, o să iau toate cele 250 de insule. Asta cu aqua, în caz că resetează fortul, o fac mai repede. Mai am și din asta 2 nivele. Și ce mai am? Cam atât. Dacă fac alea, termin și cu toate misiunile pentru a face punctele necesare pentru șarpe. Deși nu vreau să-l cumpăr chiar acum, vreau să bag o ofertă la pene, când o să vină penele, 200 și ceva de pene la 30.000 de rubine și cred că bag atunci de 150 de lei și după aceea mai bag o ofertă, nu știu, gen la Samurai sau Nomazi, deși la Nomazi nu prea aș băga pentru că mai am nevoie de vreo 7 articole pentru a termina și cu grânarele, deci nu are rost să bag să termin 2 ture de boost alea, nu mă grăbesc chiar atât de tare, dar nu știu, ori bag la pene pentru șarpe, ori bag la pene plus încă ceva, dar nu știu ce aș putea să iau, adică la Samurai nu știu dacă vreau să bag neapărat un booster, poate la Samurai, nu știu, vedem. Oricum, șarpele astea costă 250.000 de rubine, deci undeva la 250 de lei, dacă ar fi să aproximăm. Bine, ceva mai puțin 250 de lei dacă bagi o dată mai multe rubine. Dar, mă rog, rămâne de văzut. Oricum, pene am vrut să iau de mult timp ca să refac stocul, pentru că l-am avut destul de gol. Așa, văd că a intrat și atacul. Bun, hai să mai dăm un spinaj. Am început să dau și pe stream, chiar să colectez cadoul. Am primit un cadou de 8 ore de 75% glorie. Îl activez și văd, poate fac și decorativa. La top 100 n-are rost să mă bag pentru că vine turnirul și vreau să mă pun să recrutez și defensivă. Dar mai am nevoie de 700-800.000 de puncte de glorie și iau decorativa. Deci n-are rost să o pierd acum dacă tot am făcut 1.300.000 aproape. Nu știu, să fac 1.300.000, 1.400.000 în funcție de ce prind și mai am oricum 2 zile jumate, deci e ok. Oricum în ultima zi de străini o să dau mai tare pentru că atunci o să vină prima zi de turnir și o să suprapună ultima zi cu prima zi de turnir, deci o să tragem ca să facem cât mai multă glorie. Bun, acum revin mâine când începe ultima misiune, da? Cu mai multă bravură, cu turnul de pață și cu vindecarea unităților. La misiunea asta voi fi nevoit să bag Splendor sau unelte de Berimond care oferă mai multă bravură din cauza că nu am timp să dau, dar nici nu vreau să am timp. O să fac undeva la 60, 70, poate 80.000 de puncte, deși cred că o să fie cam mult, mă gândesc la cam multe puncte. Și de restul bag Splendor și celelalte mai am pe acolo. Oricum, eu de obicei nu le stric și le adun pentru situații genul în care chiar este necesar. Bun, fraților, am terminat și a 3-a misiune, acum vom trece la a 4-a. A fost puțin mai grea decât mă așteptam. Asta din cauza că a fost mai greu cu aquamarinele. Normal, luni trebuia să se reseteze, dar efectiv nu s-au resetat deloc și mai apărea câte un fort de 70, câte unul de 80, dar făceam câte 30 de minute pentru că erau pe la 300 de câmpuri. Și din cauza aceasta, de exemplu, plecam la 10 victorii, dar era 10 victorii până la scufundare. Când ajungeam acolo mai rămâneau cu o victorie sau de multe ori se scufundau și mi-au luat țeapă de câteva ori seară. Acum am mai dat și pe furtul de level 60, am dat pe 70, am dat pe 80, m-am descurcat oarecum. M-a ajutat și Michel azi dimineață, mi-a dat niște forturi și înainte să plec am dat un atac, am mai dat un atac pe drum, am dat un atac și când am ajuns în locul în care trebuia să ajung. Și până la urmă am reușit să termin tot asta. Acum a patra misiune este relativ ușoară. Toată chestia e că nu știu dacă am timp să fac 96.000 de puncte, dar pentru asta o să folosesc splendori și unelte de Berimond și cam ăsta este motivul pentru care le păstrez de obicei. De multe ori m-ați întrebat, Rafa, de ce nu dai cu splendori, Rafa, de ce nu bagi scuturi din alea că e mai multă bravură. Ideea e că așa ar trebui să faceți și voi, adică nu știu, e un sfat de-al meu, să le păstrați mereu, da, să nu dați cu ele și dacă e Berimondul de pe verde, efectiv le țineți și nu dați cu ele pentru că nu știi niciodată când vine o misiune din asta regală, vrei să o faci și nu ai timp suficient să dai destule atacuri încât să faci bravura necesară și atunci le baci pe ultima sută. Cam așa ar trebui să faceți. Acum dacă, nu știu, aveți prea mulți bani de stricat, luați niște roabe, mă rog, splendor, îmi place să le zic roabe și dați cu ele. Sau băgați o ofertă, de exemplu, băgați 4 ore de 250%, dați cu soldați recrutați, mergeți cu 2 atacuri odată și v-ați scos, nu mai aveți nicio treabă după. Așa, deci avem ăla cu atacurile, da, 144 de atacuri, 96.000 de puncte la Berimond și 1440 de soldați vindecați. Am testat o chestie, știți bine că eu nu am cercetat lanceri și dacă nu-i aveți cercetați, nu-i cercetați niciodată. Pentru că constituie un avantaj destul de mare în orice ce faceți când puneți un kamikaze la stream, da, las foarte ieftin. Când dați kamikaze pe jucătorii, recrutați extrem de repede și puteți dați foarte multe kamikaze într-un timp extrem de scurt. Și sunt în principiu ieftini și rapizi și refaci foarte repede, adică în 15 secunde faci 6 bucăți, ceea ce e enorm de mult. Și nu știu, poți să dai și atacuri cu ea, adică înainte când prindeam playeri care aveau castelul dezvelit, adică nu aveau pică defensivă pe ziduri și aveau defensiva și pusă ok pentru mine, nu ok pentru ei. Mergeam pe centru, da, 1000 de ghiogari și rupeam câte 4-5.000 de soldați și mi se și întorceau uneori. Deci e un avantaj destul de mare să ai lâncerii sau ghiogari. Bun, și chestia e că am rectat niște lânceri, eu am trimis atacuri pe baroni, pe, nu știu, niște jucători din jurul meu. I-am omorât și acum, da, doar pe principale am omorât momentan. Am recrutat și pe avampostul și pe regate, o să dau tot așa pe turnuri. Dau atacuri în așa fel încât să-i omor și o să fac foarte repede misiunea asta cu 1400 de soldați. M-am gândit să fac și asta cu 25.000, doar că mi este prea lene pentru că ați văzut se vindecă în 40 ceva de secunde 5 bucăți și având doar 3 compartimente până mă pornesc de pe verde și ajung pe pisc deja s-au refăcut aia de pe verde și trebuie să stai așa să dai în continuu și mi-e cam lene sincer. Am ajuns la ultima misiune cu prădatul de aqua din forturi, adică la 77.000 din 200.000, asta oferă 140 de puncte și la ultima misiune cu insule, 250 de insule care oferă 200 de puncte. Nu m-am mai apucat de ele pentru că este sfârșitul lunii deja, adică m-am apucat târziu de astea cu insulele pentru că aveam o oarecare frică că o să dea Gina, da, Gina din nou limit și o să-mi fure insulele, dar nu a dat, adică am rămas puțin uimit că aveam la un moment dat și câte 20-30 de insule și nu a dat pe ele. Fiți câte resurse am reușit să adun. Deci 2,32 milioane și 2,41 de piatră. Cred că o să dau niște atacuri să mai au vreo 10 insule sau 20 astăzi. Să mă apuc încet și de acea misiune. În rest nu știu ce să mai povestim. Am 15.000 de puncte. Suntem pe locul 1 la Alianță, da, cam așa arată topul intern. Mă rog, oricum clipul ăsta va fi postat după vreo săptămână, după ce se termină insulele, deci nu o să mai avem nicio relevanță. Putem să ne uităm lejer. Așa, și a intrat și atacul. Uite, aici am pierdut 60, aici am pierdut 54. Nu o să înțeleg niciodată logica acestor atacuri când dai atacul în același mod, se apără în același fel și pierzi diferit. Sau încă o chestie la fortul. Uite, ăsta e un fort de level 70, da? Am luat 15.569. Ăsta este un fort de 80 și am luat aproape la fel. Sau cred că am luat la fel. De 15.569, 15.420. Am dat pe același fort de 2 ori, ok. Deci asta e un fort de level 80 și asta este un fort de level 70. Am luat aproape la fel. Deci n-am înțeles logica. Și aici iarăși un fort de 80 și am luat 24.000. Deci nu prea înțeleg logica acestor atacuri. În fine, nu știu, mai am aici vreun fort. Uite, aici un fort de level 60. Nu știu, undeva la 6.000, 7.000, am luat până în 9.000. Nu știu, mai am aici vreun atac de la forturi. Uite, ăsta de level 70 are numai 15.000. Deci, na, cam așa funcționează. Nu înțeleg logica fortului ăla, e și mai complicată. Deci am avut atacuri în care am luat 41.000 de aqua și după am dat pe alt fort de 80 și am luat 15.000 de aqua. Deci, no fucking sense. Mă rog, am reușit să refac și milionul de putere. Am primit foarte multe mesaje. Rafa, hai cu milionul, fă un milion, bag un milion, alții au un milion, tu n-ai un milion, milion. Toată lumea cu milionul. Ideea e că am făcut de mai multe ori un milion. E oarecum în jos, stai acum la milion, adică pe verde sunt pe plus, pe regate sunt pe plus. Singura locație de pe tot contul unde am minus acum este castelul de pe insule. Deci în rest, eu acum sunt pe plus și am un milion putere. Deci e simplu. Bine, acum am făcut și la Berimond titlurile. Nu știu, nu cred că intru în top 100. Oricum nu mă prea incită. A venit și planul pentru evenimentele care o să urmeze luna viitoare. Uite, de pe 1 până pe 5 Samurai. Văd că corbii sunt de pe 5 pe 9, după care vin pe 13 iarăși. Destul de repede, după care, uite, ce este o pauză din 17 până pe 28 martie, este o pauză destul de mare. În schimb, Berimond, uite, vine iarăși pe 13, pleacă în 17, opa, și după iarăși vine de pe 20 pe 24, ăla de pe verde, și după presupun că o să vină iarăși, uite mă că nu vine la sfârșitul lunii, ce interesant, dar nu zic tare, dar nu de fapt tare. Deci asta e prima dată în câteva luni în care nu vine la sfârșitul unui Berimond, ce chestie. Mă rog, asta este planul, oricum cred că l-ați văzut mulți dintre voi. Și bun, cam așa o să decurgă, uite, am reparat deja, tot timpul zic reparat, am vindecat deja 20 de unități din 1440, foarte simplu, în 40 de secunde. 3 atacuri de 144, 1500 din 96 de mii, mai am timp 1,7 zile, oricum, cred că atunci când ajung la decorative, le punem pe Hades. Bun, fraților, am ajuns pe la jumătatea misiunii. Am primit și un mic ajutor din partea unui coleg. Am mai dat ceva atacuri de la mine pe Berimond. Asta cu vindecatul unităților o fac în maxim 2 ore, doar că seara mi-a fost ceva mai lene și am fost destul de obosit. Asta cu bravura iarăși mai bag niște splendori și ar trebui să fac destul de repede. Astăzi o să mai dau și vreo 200 de atacuri așa la liber, fără nicio spendoare și fără scuturi. Și asta se face ca urmare a punctelor, deci este ok. Așa, hai să punem decorativa pe Hades. Am luat prima decorativă de la 100.000, acum suntem la 125.000 de puncte. Diseară iau și a doua decorativă. Așa, hai să pun și un gnar la făcut, așa, să duc și pe asta, n-am cărbune, mă rog, o să transfer niște cărbune. Ideea e că mi-am transferat cărbunele pe regate și am uitat complet că am nevoie și aici. Deci avem acum 889, nu știu, hai să scot ăsta momentan, îl bag, uite, aici. Ăsta îl pun așa, nu nimeresc. Hai, stai, facem altfel. Facem așa că e mult mai simplu. Așa, ăsta aici și acum avem 939, deci am ridicat cu 40, ba nu, cu 50 am ridicat producția. O să mai iau încă o decorativă, o să le scot pe astea două și o bag aici. Sau aș putea să o las chiar așa, că arată destul de ok. Și putea să bag aici decorativ. Mă rog, o să vedem mâine când o iau, pentru că astăzi, mă rog, o iau astăzi, dar nu o pun, vreau să pun în timpul episodului. Așa, hai să intrăm pe Berimond, dar mai transferam și niște soldați recrutați, plus soldații de la Beri. Stai să mai punem la făcut. Stai cu minus 1, așa, bun, perfect, mergem pe turnul acesta. Dăm aici atacuri pentru că, mă rog, atacuri, atacul ăsta cu splendori. Pentru că ăsta este cel mai mare turn, da? Și ăsta de cele mai multe puncte de bravură, adică ați văzut că în funcție de câte bătălii sunt necesare pentru a învinge turnul, cresc și punctele de bravură câștigate per atac. Și aici, de exemplu, a ajuns pe la 550 deja și normal pornește pe la 360, cam așa am observat. Bun, dăm completare automată primul val. Punem, unde sunt splendorile, punem splendori din astea mai bune, ca să zic așa, adică sunt aceste splendori cu 2% și acestea cu 3% și aici pe primul val băgăm așa de 3%. De fapt, dăm un atac doar cu din astea de 3% ca să vedem cât reușim să luăm la un singur atac. Punem și rabe din astea, de se pot pune doar o dată pe val, da? Deci astea sunt... destul de greu de luat și se pun și mai greu, ca să zic așa, adică uitați, dau 25%, da? Și în cap doar o dată pe val. Deci unul singur pe val, practic. Nu putem să punem, adică dacă punem pe flanc, nu o să mai putem pune pe centru și așa mai departe. Sper că ați înțeles ideea. Mă rog, cred că știați deja oricum, mulți dintre voi, dar pentru cei care nu știau acest lucru. Ok, aici, nu știu, punem... Am putea să punem ce-i drept, așa, punem soldații ăștia, pe valul ăsta așa, pe valul ăsta așa, bun. Eu de obicei am o oarecare altă tactică, ca să zic așa, nu știu dacă mai am aici, uite, turnul ăsta de pază, deci îmi iau un turn de pază pe care nu prea atacă lumea, de exemplu, acum vreo 12 ore, mă rog, mai mult de 12 ore, acum vreo 16 ore, turnul acesta avea 1600 de victorii până la distrugere, acum are 1300, deci foarte puține persoane au dat pe acest turn. Și din cauza asta nu se schimbă defensiva foarte des. Dacă dai pe turnul acela în care dă toată lumea, o să pățești chestii, să zicem așa, nașpa. La ce vreau să mă refer prin nașpa? Poate să îți arate că este bonusul de distanță de 120, da? Îți bagă 24 de scuturi de lemn, dau doar un exemplu. Și când ajunge atacul tău, se schimbă defensiva din cauza că intră foarte multe atacuri între timp. Și te trezești că în momentul în care atacul tău intră, pe acel turn există deja 3 parapeți, da? Nu mai există zidul gol doar cu herse și cu unelte de zid, există și acei parapeți care adunați sunt 150% distanță, deci practic tu pierzi aproape un val de soldați din cauza asta. Și nu știu, eu de obicei mi-aleg așa câte un turnuleț de ăsta pe care nu prea dă nimeni și mă pun și îl atac așa în continuu. Mă rog, pe asta nu se merită să bagi deloc splendori, pentru că v-am zis, oferă ceva mai puțin. Dar, uitați cât am luat, 5905 am luat la atacul acesta. Deci cam asta e ideea, trebuie să dați pe un tur de asta cât mai avansat și de aceea e ok să dai în ultimele zile. Bun, acum de la 4, cât am avut? Am sărit la 48.000, aproape 49.000. Bun, și cam așa o să decurg... ziua de astăzi, nu știu, nu plănuiesc nimic, afară e zăpadă, nu știu, n-am cu cine să mă uit la un film neapărat acum și mă pun să mă uit la Bleach, dau și la Berimond și fac două chestii în același timp și mă și relaxez. Bun, fraților, am terminat și ultima misiune, a fost ceva mai grea, dar am terminat-o. Am luat toate recompensele, decorativ am pus-o pe pisc, la fel și cea de la străini. O să vă las aici două printuri cu punctajul de la străin și punctajul de la Berimond cu câteva ore înainte să se termine. Am luat și un cadou per server, am luat gen locul 5 mondial la acea cupa națiunilor și am primit câte 100.000 lemn și piatră și zeița naturii, care are 250 ordine publică. Nu știu exact unde să o pun, încă mă gândesc că... Stai să ne gândim pus. Deci pe Hades vreau să pun de la Berimond plus Samurai, deci nu prea e rost să pun acolo. Pe Afrodita e gata deja, pe nisip nu cred că ar da prea bine, deci o pun pe Osiris. Deci cred că o să fie mult prea... Stai, așa, ia-ți cadoul, punem pe Osiris, bun. Hai să dăm și la recrutat o tură, mi-a revenit și cu puterea într-un final. Hai să băgăm așa, nu știu, am uitat să dau festin sau nu știu de ce s-a dus tot asta, că știu că scria 10 ore și n-au trecut 10 ore de când scria chestia asta, nu știu, e destul de ciudat. Dăm festin de pe Hades, bun. Și băgăm la făcut niște atac, niște elite mai degrabă, ca să dăm la Samurai. Cred că despre asta va fi următorul episod, despre Samurai. Așa, Hades, mamă câte resurse avem acum pe principal, dar veni acum arhitectul, ar fi chiar super, aș putea să bag câteva clădiri, le-a făcut acolo, destul de simplu. Bine, acum totuși 100.000 de resurse nu e chiar atât de mult, dar dacă aveam stocarea plină era mai ok, pentru că se suprapuneam. Așa, am pornit și 2-3 mici războaie cu o ligă proaspăt formată, gen Zalmoxis, Revenge of Lords, Game of Thrones, Tigri și Devil Angels, parcă. Dar și-au cam luat, adică n-au trecut nici 24 de ore și Roguetter, uite, am uitat de Roguetter și ea făcea parte. Mă rog, încă face parte, dar din 65 de membri am rămas cu 39 și am început să dăm pe ea abia de ieri, deci da. Așa. În schimb am minusuri cam mari, am cumpărat samurai ieri, am cumpărat undeva la 10.000 de samurai. Zic, hai să dau și eu niște atacuri, dar efectiv nu m-a apărat nimeni. Adică, cel mai bun caz am prins un pompier sau ceva, a fost mai ciudat. Bun, hai că am ajuns și pe pisc, așa. Să punem decorativele. Deci, intrăm aici în inventar, scoatem asta. Unde să-l punem? Stai. Deci facem așa. Uite, așa. Nu știu, aici punem asta. Dar înainte să punem asta, deci asta îl punem, uite, aici. Bun. Nu arată genial, dar arată. Are o formă. Bun, și a doua decorativă. Mă arată destul de bine asta, ce e drept. Mai am și de la Corbiuna. Așa, bazinul invocării. Asta îl punem, uite, ba nu. Punem asta, așa. Și asta îl punem, uite, aici. Hai. Bun. Hai că începe să prindă formă și piscul. Adică îmi place că sunt multe decorative, sunt multe tipuri și parcă se asortează. Avem acum 14.934 aici, nu prea am ajuns eu cu articolele, dar o să urmeze. Bun, acum să mergem pe Osiris, să punem decorativa și aici. Așa. Nu știu, putem pune gen aici. Bam. Bam. Perfect. Așa, aici avem 22.663 și pe Afrodita avem o producție de 27.950. Ard puțin, am primit niște sabotaje, dar le sting eu. Bun, acum ce mai rămâne de prezentat, nu știu, hai să ne mai uităm. Deci am luat piatra de curte de castelan, da? Aici e de level 10. Am luat articolele, stai să punem și aici decorativa, că aici am uitat să o punem. Decorativa a doua, aici am pus-o pe prima de la Berimond și asta este a doua. Nu știu, o să o punem aici. Uite așa. Și că atât ciudat acum. Deci avem acum 23.711 și mamă cât rost e castelul ăsta, mă jur. Și aici avem șantierul care ne arată, gen, uite, plus 20.000 și aia plus 30.000 am pus-o pe principal. Hai să scot și de pe asta, unde e, nu pe piață, pe brutărie era. Deci uite, asta cu 2000 plus. Acum o punem și ar trebui să ne arate... Da, uite, capacitatea de stocare 101K și pe principal este de 111K. Da, deci foarte șmecher. A dat poartă, not un atac, nu văd că mi-a dat poartă. Ok, hai să dăm masă. Însă scap și de cine soldați, dar măcar am luat rană, mi-a făcut oarecum un mic stoc. Bun, fraților, și cam atât ar fi acest episod. Eu sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Bye, bye!